Bună, vă salut de aici la Liga Prieteniei din zona sud. Am urmărit un meci între băieții de la Lamotești Lions și cei de la FC Tunari. Sunt alături de Cristi de la Lamotești Lions. Bună seara, Cristi! Bună seara! Cum a fost meciul din seara asta pentru voi? Un meci frumos, trebuia să-l câștigăm. Noi am avut un obiectiv la început, să ne clasăm în primele patru, să promovăm. Din păcate l-am ratat, sperăm să rămânem pe locul 5. Eram pe locul 6-7 și avem două echipe cu două puncte înaintea noastră. Trebuia să batem neapărat, să ajungem pe locul 5, sper să rămânem acolo. Vedem, poate promovează și locul 5, ajungem și noi, dacă altfel n-am putut. Na, că primele patru echipe au luat ceva avans, n-avem ce să le mai facem. Cum vi s-au părut adversarii din seara asta? Adversarii destul de buni. Au început bine, mai bine ca noi. Am avut trei ocazii, le-am dat trei goluri. S-au cam certat puțin și n-a mai mers treaba. Dacă nu le dădeam golurile și ne dădeau ei, poate era alta situația partidei. Dar am dat noi acum. Spune-mi dacă mai aveți vreo etapă până la finalul campionatului. Da, mai avem o etapă cu FC Juve. Și băieții de la Anonimi mai au o etapă cu Cluj-Bruj. Dacă bat ei și pierdem noi, ratăm și locul 5, dar nu cred că o să se întâmple asta. Adică noi poate o mânca bătaie de la băieții de la Juventus. Sper să mănânce și ei, să rămână așa clasamentul, dacă tot luăm noi. Sau mai știi ce se întâmplă? Mult succes vă doresc! Mulțumesc, la revedere! Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei, să ne dați un like, de asemenea să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Cepita. V-am pupat!